Legendară! A mers! Ghost Royale? Ghost Royale! A mers, nu... Salutare toată lumea, numele meu este X-Trader și bine v-am găsit la un nou episod din Clash Royale. Data aceasta suntem alături de prietenul meu, bun Rafael, aici de față. O să facem un mic case opening pe contul lui Fake Friends. Nu uitați să apăsați și pe butonul like, 10.000 de like-uri. N-am reușit să strângem, Rafael, nu mai reușit să strângem deloc. Ce se întâmplă, Rafael? Nu mai vii dacă nu strângem 10.000 de like-uri? Și o să lăsăm... zilele mai slabe pe YouTube. Hai să zic și noi mai... Hai să deschidem și noi chesturile astea, mă scuzați, sunt un pic adormit. Să vedem ce reușim să câștigăm din ele. Avem un crown chest. Legendară! Lumea vrea codul legendară, nu vrea legend Sula. Îmi place mie. Eu vreau să fac Ghost Royale. Legend Sula. Bă, Rafaele, la episodul trecut ai zis Ghost Royale și te-a înjurat un băiețaș și te-a rupt în comentarii. O bune? Da, ai luat numai înjurături. Păi, dar așa se numește Ghost Royale, dacă nu știi. Eu nu mai înjurături, Rafaele. Mamă, ce s-a făcut, cred că ți-a scris sunt 3-4 rânduri. Hai să vedem, Rafaele. Ce le faci la beți? Legendară! A mers! Ghost Royale? Ghost Royale! A mers, nu se poate. Logul, nu. Fii atent, dar nu pică niciodată legendarea aia. Mai avem o singură șansă, Rafaele. Fii atent aici, ascultă-mă ce zic. Aici, la chestul ăsta, o să spui tu codul, ok? Și o să pice. Hai. Două legendare! Aia a fost codul. Ia să vedem. Legendară. Hai zici tu codul. Hai că a picat deja. Zici tu codul. Pe codul zici doar când e să pici, a picat deja. Zic codul ca să fie Ghost Royale. Legendară. Ghost Royale incoming, nici măcar nu ne... Ok, ăsta e Ghost Royale. Și Hunter, foarte frumos. Astea au fost cuferile pe ziua de asta. Hai să jucăm și noi niște meciuri. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like pentru mai multe meciuri în arenă. Revenim cu moment publicitar. Ok, băieți, am revenit pe contul meu. Avem deck-ul cu Royal GG. Hai să câștigăm și noi câteva meciuri. Jucăm cu Fernando de la Caransebeș. Îl știi pe Fernando? Nu. Parcă era fotbalist acela. Wow. Stai că am pus pompa de greșeală, că nu trebuia. Wow. Stai puțin, Rafael. Stai puțin, că avem de furc aici. Are clonă. Nu spune că are clonă. O să-mi bubuie 1000 ăla, Rafaele, 1000. Pentru că a pus și brabețe și Skeleton. 1000 mi-a bubuit, Rafaele, ce zici? Hai să vedem, totuși am rămas cu pompa. Uite mă că sare, ești nebun, credeam că se strică. Holy banana. Trei coroane eu sau el, Rafaele? Păi tu, normal. Trei coroane eu sau el? Eu trei coroane sau el trei coroane, Rafaele? Păi eu, mă, prieten, bă, mai e ca pe loc. Răsit-o puțin pe acolo în joc. Hai cu racheta, prieteni. Da, fii atent aici. Spawnatorul de rachete. Vrei să vezi cum atragi rachetele? Dacă vrei să apuci adversar care joacă cu rachetă. Ia. Rachetă Fireball. What? Cum noi, bă? Nici n-am pus pompa și s-a dus minerul direct acolo. Wow, ok. Și n-am scos nimic din ea, nu? Habar n-am ce decare ăsta. Ar fi bine să fac ceva aici. Mamă. Ar
susține, ești nebun? Fii atent că îl susține. Bă, cât dă mașinăria aia, mă! Pune aia 3 acum, nu? El joacă cu Ghost Royale, mă! Ghost Royale? Normal că-mi dă poison-ul! Fii atent că o să pună golem-ul, dacă pune golem-ul îi dau asta direct în mucă, în moacă. O mie de fucking unități! Mama, am belit-o dacă nu-i dau 3 coroane. N-ai belit-o. Dacă nu-i dau 3 coroane, am îmbulinat-o. Am luat-o de ștechereu. De ștechereu? Ia. Hai da-ho, prieten! A dat poison-ul, dar nu mai are timp. Wow, și zap-ul. Wow. Aud, mi se joptește ceva în cască, Rafaele. Ce să se subtește? Ok, o luăm de la capăt, Rafaele. Dubla numărul 1000. Punem pompa asta care atrage nenumărate obstacole, cum ar fi rachete, poison, fireball-uri. Hai să vedem ce vrei să creezi aici, Rafaele. Oh, wow, stai puțin, Rafaele. Hop, și nu s-a întâmplat nimic în pușul ăsta. A dat zap, ok, bravo tăticule. S-ar putea să sar pe el, în stânga, prietenaș. N-ai mă cu cine să discuți aici. Ia, sar pe aia. Mamă, ai văzut aia? Mare greșeală din partea lui. Și s-a dus turnuleț. E de picuță. Au! Ai fi vrut-o, Marius. Ai văzut picuța aia ce făcea? Iar pune gigantul, îl pune la mijloc de data asta. Hai să vezi, aici îl pune. 100%. Ok, nu înțeleg ce faci. Ce ți-am zis, Rafaele? Știe, bă, Marius. Eu dacă fac eu asta. Rafaele, ce se întâmplă dacă fac asta? Wow, ce disperat e cu ăla, bă, wow! Obârjeu mic, ce aveți, bă? Trebuie să intri agresiv acum. Nu cred că are cum să-l oprească pe ăla.
flăcări, cad în turnul ăla, pay to fucking win. Normal că e pay to win jocul. Cărză 13, câștigă. Minunea cine știe ce, ia uite, 2000 de win. Ok, hai să dăm și ultimul match. Trebuie să dăm două coroane. Mie îmi place ce joc. Hai să vedem, Rafaele. Ultimul match pe ziua de astăzi. Trebuie să dăm minim două coroane. Deci ne concentrăm. Punem atrăgător. Wow! E primul magician pe care îl văd eu de level 11. Ce vrea să facă cu el? Ce vrea să facă cu el? Tare sunt curios. Wow, wow, wow. Fii atent, cancerul. Mamă, Mega Knight-ul ăla. Toți banii își merită. Și mai ia și un scarmi micuț? Mama mia. Hai, pompează. Hai să vedem care e răspunsul lui pentru acest push. Opeca, ok. Lasă-l pe ăla. Dai că să mai ocupă ăla de un liliac, ceva. Mamă, stai puțin. What? Și hug. Și de care ăla, mâncăți așa. Și barbari, și hug. Atunci hai să vedem aici ce se întâmplă, Rafaele. Văd că se bate întâi cu magicianul. Nu spune tu că Mega Knight-ul nu își merită banii. Păi dacă îl pun pe ăsta, n-are cum să-l oprească Rafaele, niciodată. E cam overkill aici, dar mă rog. Hai să las pe P.K.A. ăla, să presupunem că P.K.A. ăla e prea puternic. Dar ce se întâmplă, Rafaele, că bă, că nu e prea puternic. Ok, a dat alea. Pog Rider! Pow! Păcocoașă direct! Mamă, dacă pun pompa și-mi pune barbarii, s-ar putea să-mi pune barbarii, fii atent aici. Vreau să știu neapărat turnul ăla. Vreau el turnul ăla neapărat, Rafaele. Iată ce face frumușelul lui tata asta de 13. 13 anul. Vreau el turnul ăsta de aici neapărat. Exact două coroane mi-am dorit. Exact două coroane. Îți trebuia, Marius. Ia, fii atent aici. Legendară. În pana mea. Dă-l un coa. Nu vrea, mă. Iar am încercat, Rafaele. Ok, băieți, cam atât și cu acest episod. Eu am fost X-Lay, dar am câștigat. Asta este. Ne revedem mâine. La revedere!